Mă bucur să ne reîntâlnim la Răspunsuri pentru Viață, o emisiune concepută în a putea să vă oferim răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Trebuie să vă spun că ați putea să îmi scrieți mai multe întrebări, pentru că am primit anumite scrisori, dar prea puține întrebări. Ori materialul pe care noi vrem să vi-l oferim ar trebui să se circumscrie, în primul rând, întrebărilor dumneavoastră. Nu am vrea să vă răspundem la întrebări pe care nu vi le puneți, ci am vrea să reflectăm dorințele dumneavoastră, în primul rând, în cercetarea Sfintelor Scripturi, în înțelegerea Sfintelor Scripturi, dar și a unor probleme de viață. De data aceasta, întrebarea la care îmi propun să răspund este: ce putem învăța din pilda samariteanului milostiv în ceea ce privește lumea în care trăim și obligația pe care o are omul într-un astfel de context, așa încât se impune să dăm citire pildei acesteia, așa cum Domnul Iisus Hristos a rostit-o, din Luca, din capitolul 10, de la versetul 30 la 37, 8 versete. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3, spune Domnul Iisus, ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii, du-te, defășitul la fel, i-a zis Iisus. Până aici textul Sfintelor Scripturi din Luca, din capitolul 10. Drumul Ierihonului este un drum care vine de la cetatea păcii, Ierușalaim, Ierusalimul, și merge spre Marea Moartă. Am străbătut fizic acest drum cu câțiva ani în urmă și m-a impresionat diferența de nivel dintre nivelul la care e situat Ierusalimul, după unii 777 de metri deasupra nivelului mării, și apoi Marea Moartă, unul dintre cele mai joase spații înălțim, dacă vreți, sau adâncim de pe Terra. Așadar, în primul rând, drumul Ierihonului este un drum care coboară și se ridică legitima întrebare: umanitatea, din care și noi facem parte, urcă sau coboară? Mi-amintesc, eram la liceu și m-a întrebat un profesor care teorie este adevărată, creaționismul sau evoluționismul. Sigur, dorindu-se a fi prins în cursă, pentru că era în perioada comunistă și teoria în vogă atunci era evoluționismul. Eu i-am răspuns de maniera următoare: vă rog să priviți în jur, după o teorie, omul din stare de quasi-animalitate, amibă, maimuță, a urcat după o curbă crescătoare și a ajuns într-o poziție de semizeu, de demiurg. După o altă teorie, omul din stare de perfecțiune a decăzut după o curbă descrescătoare și a ajuns într-o stare de quasi-animalitate. Vă rog dumneavoastră să vă răspundeți, din punct de vedere moral, spiritual, omul urcă sau coboară? Și răspunsul profesorului a fost: trebuie să recunosc că mai multe dovezi avem că lumea coboară și nu urcă. Aceasta este o primă constatare. Lumea noastră, din punct de vedere moral, spiritual, în loc să urce, în loc să progreseze,
coboară, chiar dacă din punct de vedere tehnologic, științific, urcă. S-a ajuns la o știință fără conștiință și multe din cuceririle tehnice sau de altă factură, în loc să îmbunătățească caracterul omului, parcă îl destabilizează și îl coboară și mai mult. În al doilea rând, drumul Ierihonului sau drumul lumii noastre ilustrat prin această pildă identifică mulți oameni răniți. Pe drumul acela de la Ierusalim spre Ierihon era un om căzut între tâlhar, lovit și rănit. O realitate crudă a lumii noastre este că extrem de mulți oameni sunt răniți. Practic, aproape că nu există ființă umană fără să poarte o anumită rană de o natură sau de alta în sufletul ei. Pe pământul nostru există multă durere, există multă suferință, nu degeaba îi se mai spune pământului și valea plângerii. Se spune despre copil că prima lui expresie, exprimare când se naște este plânsul și apoi întreaga viață ulterioară dovedește că a avut dreptate când a intrat în lumea aceasta prin plâns. Sunt mulți oameni răniți în lumea noastră și fie ca să avem ochii deschiși și să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor, așteptărilor celor din jurul nostru. Pe drumul Ierihonului, de fapt, sunt trei categorii de indivizi în care neapărat ne vom găsi și noi. Există o categorie ilustrată de tâlhar, o altă categorie ilustrată de preot și levit și o a treia categorie ilustrată de samaritianul milos. Prima categorie e categoria oamenilor contra oamenilor, oameni împotriva oamenilor. Această categorie are ca lege, după care se conduce, legea junglei. Legea junglei, exprimată foarte simplu, spune cam așa. Ce al meu e al meu, ce al tău e tot al meu. Cam așa au procedat tâlharii în pilda noastră și, din nefericire, dacă suntem atenți, în mare măsură, umanitatea, o parte din umanitate se comportă și se conduce după această lege a junglei, o lege care nu ține seama de adevăr și de dreptate, nici vorbă de compătimire, ci doar de interesul meschin propriu. Dacă ne uităm la facturile de gaz, la facturile de curent, la anumite taxe și suprataxe care parcă cresc de la o zi la alta, vedem și aici manifestată o astfel de poziție sau în companiile transnaționale care, al căror interes este doar câștigul, doar ce al meu e al meu, ce al vostru e tot al meu. Sigur că nu există doar această categorie pe Terra și ne bucurăm că nu este doar această categorie de oameni. Există o a doua categorie de care am amintit, preotul și levitul. Preotul și levitul aveau misiunea lor, aveau preocuparea lor, aveau slujba lor de îndeplinit. Când au văzut pe cel rănit, scrie că au trecut pe alături. E categoria oamenilor pe lângă oameni. Și s-ar putea, dacă nu suntem atenți și dacă nu facem parte din prima categorie, să facem parte din a doua categorie, să fim niște oameni pe lângă oameni, a căror traseu nu se intersectează cu traseul altora și nici de cum nu vine în întâmpinarea nevoilor semenilor. Legea după care se conduce această categorie este legea comportamentului calculat. Ceea ce este al tău e al tău, ceea ce este al meu e al meu, tu să-ți vezi de ceea ce este al tău și să-l protejezi, iar eu voi vedea de ceea ce este al meu. Din nefericire, nici această categorie nu este cea mai de dorit categorie. Oameni pe lângă oameni, oameni cărora nu le pasă de alții, care respectă, nu atentează la bunul altuia, dar care își are în vizor doar propriul lui beneficiu, propria lui bunăstare. După cum spuneam, categoria aceasta spune ce al tău e al tău, ce al meu e al meu. Totuși, trebuie să vedem mai departe decât atât și să facem parte din a treia categorie. Acesta era
sensul pildei pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o, și anume categoria ilustrată de bunul samaritian, acest samaritian care avea o altă lege după care se conducea. Nu legea junglei, nu legea comportamentului calculat, ci legea compasiunii. Scrie foarte clar în textul pe care l-am citit, un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut pe cel rănit, i s-a făcut milă de el. Legea compasiunii, legea milei. Și ce bine ar fi dacă ne-am amintit că în cuvântul Domnului stă scris, Dumnezeu spune în Vechiul Testament, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Legea compasiunii, legea milei ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Care e exprimarea, să zic, prozaică sau simplistă a acestei legi? Ce e al tău e al tău, ce e al meu este și al tău. Observăm că samariteanul milostiv a dat din ceea ce era al lui, a venit în întâmpinarea nevoii celui rănit, oferind din ceea ce era al lui. Ce anume a oferit? Vedeți, din fericire, în lumea care coboară, care merge din rău în mai rău, o bună parte sau majoritatea, dacă putem să facem o astfel de evaluare a lumii, are această traiectorie, există totuși și categoria celor care merg nu din rău mai rău, ci din bine mai bine. De fapt, în ultimul capitol al Bibliei scrie cine-i sfânt să se sfințească și cine-i necurat să fie și mai departe necurat. Observăm că, într-un sens, diferența dintre modul de comportament al lumii și modul de comportament al copiilor lui Dumnezeu ar trebui să crească de la o zi la alta în perspectiva sfârșitului, adică diferența să fie total opusă. Prin ce e caracterizată această categorie de oameni? Scrie aici că acest om, samariteanului milostiv, s-a făcut milă de cel aflat în nevoie, s-a apropiat. Deci, iată, nu e categoria oameni împotriva oamenilor, nici oameni pe lângă oameni, ci oameni pentru oameni. S-a apropiat de acest om, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la han și a îngrijit de el. A avut această categorie de oameni la îndemână ceea ce era necesar pentru remedierea situației celui rănit. Un de lemn și vin. Sigur, ne întrebăm ce va să reprezinte un de lemnul și ce reprezintă vinul. Sunt mai multe interpretări și cele mai la îndemână sunt, sigur, un de lemnul reprezintă Duhul cel Sfânt, iar vinul poate reprezenta bucuria, dar poate să reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. De fapt, într-o lume afectată de păcat, într-o lume rănită de șerpii celui rău, șerpii păcatului, ceea ce omul are nevoie este, în primul rând, de sângele Domnului Iisus Hristos, de înțelegerea că pentru păcatul nostru s-a plătit un preț, că există speranță pentru orice om, oricât de rănit ar fi. Răspunsul față de suferința personală, față de suferința lumii, este suferința Domnului Iisus Hristos. Am mai spus și altă dată, o mamă a venit la un preot, la un păstor, la un lider creștin, cu o întrebare foarte puternică după opinia ei. Unde era Dumnezeu când copilul meu a murit strivit de roțile acelei mașini? Și răspunsul liderului creștin a fost, în același loc era Dumnezeu în care era atunci când propriul lui fiu murea la Golgota. Deci nu există o altă soluție pentru suferința lumii, repet, decât suferința de la Golgota a Domnului Iisus Hristos, ranele pe care el le-a îndurat, jertfa care e în măsură să
rezolve starea noastră de păcat. Ne amintim în vechime când venea poporul evreu dinspre Egipt și mergea în Canaan, de fapt pentru moment și-a schimbat chiar direcția, mergea în direcție opusă, când și-au pierdut răbdarea pe drum, cârteau împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, au venit niște șerpi înfocați și i-au atacat pe evrei, au început să moară pe capete și atunci, la insistența lui Moise, care îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos de mai târziu, s-a găsit o soluție pentru rezolvarea stării în care se aflau evrei în acea perioadă de timp, și anume un șarpe de aramă ridicat pe o prăjină. Condiția pentru a fi vindecat, pentru a scăpa de acea rană teribilă, mortală, cauzată de șerpii înfocați sau veninoși, cum le vom zice, era următoarea. În primul rând, oamenii să constate că sunt afectați de un virus mortal, să spun așa. Apoi să aibă dorința de a fi vindecat și, în al treilea rând, să privească spre șarpele de aramă. Aceasta este soluția și astăzi. Într-o lume în care foarte mulți oameni sunt răniți, de fapt, într-un anumit sens, toată lumea este rănită, doar că unii au găsit remediu și alții nu. Rezolvarea acestei stări de lucruri este să ne recunoaștem păcătoșenia, să avem dorința să fim salvați și apoi să privim spre cine trebuie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, scrie: și după cum Moise a ridicat în pustie șarpele de aramă, tot așa trebuie să fie înălțat sau ridicat și Fiul omului, pentru ca oricine privește spre Domnul Iisus Hristos să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așadar, din fericire, pe acest drum al lumii, al Ierihonului, al coborârii din poziția din Eden spre o poziție din ce în ce mai joasă, există o categorie a oamenilor pregătiți să oferă sprijin celor în suferință. Și ziceam, în primul rând, sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos este cea mai importantă, dar trebuie de asemenea și un delemn. Vedeți dumneavoastră, mântuirea omului constă și din dobândirea, conștientizarea, valorificarea vehiculului mântuirii, care constă în venirea în lumea noastră a Domnului Iisus și moartea lui spășitoare, dar nu ajunge doar atât. Dumnezeu vrea mai mult. Dumnezeu nu vrea să se rezume la Dumnezeu pentru noi, să fi făcut ceva Dumnezeu pentru noi și să-și vadă de drum, să ne lase în calea noastră, ci Dumnezeu vrea să fie în noi. Ori acest Dumnezeu în noi e ilustrat de cinzecime, de Rusalii, cum spunem noi românii, de ziua Pentecostului, anume coborârea Duhului Sfânt în biserică. Pentru a fi deplin salvați, deplin mântuiți, se impune să primim prin credință iertarea de păcatele noastre, dar de asemenea să ne deschidem pentru ca Dumnezeu să vină la noi. În Ioan 14:23 scrie: cine mă iubește, Domnul Iisus Hristos a spus acest lucru, cine mă iubește va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ce mare onoare ca noi, oameni răniți de pe acest pământ, oameni care am coborât din rău în mai rău, la un moment dat traseul vieții noastre să se intersecteze cu al samariteanului milostiv, care este prin excelență Domnul Iisus Hristos, în acel moment rănile noastre să fie vindecate și în ființa noastră să vină însuși Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Sfânta Treime, să fim locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Nu este altă onoare mai mare. Ei bine, învățând câte ceva despre lumea noastră din această pildă, după cum spuneam și enunțam la început, avem și posibilitatea să aflăm ce anume dorește Dumnezeu de la noi. În încheierea pildei, când se arată că problema mântuirii, salvării acelui om căzut între tâlhari s-a făcut complet, deci nu doar că a avut parte de un delemn, de vin, lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea bucuriei, dacă vreți, în altă expresie a vinului, acest om a fost dus la un han care preînchipuie biserica, s-au îngrijit cei din acel han de acest om,
s-a plătit cât trebuia plătit și s-a promis o plată și la întoarcere, când urma să vină samariteanul milostiv pe la cel han, și s-a pus marea întrebare în versetul 36, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cine a fost aproapele? A fost cumva categoria oamenilor împotriva oamenilor, ilustrat de tâlhari, de cei avizi, de cei lacumi? A fost cumva categoria oamenilor pe lângă oameni, ilustrat de preoți și leviți, care n-au putut să ajute pentru că ei își coborau, scrie că ei coborau? Nu, a fost categoria oamenilor pentru oameni, ilustrat de bunul samaritean, categorie în care, în mod imperativ, Domnul Iisus Hristos ne spune în această pildă, după ce învățătorul legii a spus, cel ce și-a făcut milă de el a fost aproapele, du-te de fă și tu la fel. Fie ca, urmărind această dizertație, să spun așa, acest eseu pe această temă, nu putem să-i spunem nici măcar o predică, pentru că limitele timpului de 25 de minute nu ne permit așa ceva, să înțelegem marea chemare a Domnului pentru fiecare dintre noi, și anume să facem și noi la fel. Avem un model, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, El a renunțat la tot ce se putea renunța. Pentru a ilustra modul în care Domnul Iisus Hristos a putut să se implice în lumea noastră și să rezolve problema noastră și suntem chemați să-L urmăm și noi pe El, voi prezenta așa numitul traseu al celor 5 sau chiar 7 G. Respectiv, glorie, grajd, Galileea, Ghețiman, Gabata, Golgota, groapă și iarăși glorie. Ce vrea să spun aceasta? Domnul Iisus Hristos a coborât din glorie, renunțând la confort, renunțând la tot ceea ce El avea în cer, a venit în lumea miesmelor păcatului, renunțând la poziția pe care o avuse anterior, apoi a mers la un moment dat în Galileea, cercul păgânilor după etimologia cuvântului, a mers, n-a rămas doar cu iudeii, doar cu poporul lui, ci a mers și spre alții, lucruri care trebuie să-l facem și noi. Apoi a ajuns la un moment dat în Ghețimani, unde a renunțat la voia lui proprie, nu voia mea, ci voia ta să se facă, și noi trebuie să renunțăm la voința noastră pentru a putea fi de folos semenilor noștri. Apoi a ajuns la Gabata, poate nu toți știm ce însemnează Gabata, în Evanghelia după Ioan găsim scris locul pardosit cu pietre, e locul în care Domnul Iisus Hristos a fost judecat pe nedrept. El a renunțat în acel moment la dreptul și dreptatea lui pentru a putea să fie, să vină în ajutorul, în întâmpinarea nevoilor noastre. Apoi de la Gabata, după ce a fost judecat de Pilat, a ajuns la Golgota, unde a renunțat mai mult, a renunțat la viața lui și a dat viața pentru a ne da viață. În cele din urmă a ajuns în groapă, nu o groapă a lui, ci o groapă altuia, și din groapă a ajuns din nou în glorie. Fie ca, învățând de la bunul samaritean, să ne păzim să facem parte din categoria oamenilor împotriva oamenilor, dar să ne păzim și de a face parte din categoria oamenilor pe lângă oameni și să ne străduim să facem parte din categoria oamenilor pentru oameni, care înțeleg că situația din lumea noastră este așa cum este, dar noi putem ajuta o lume întreagă. Dacă e flămândă, putem să o săturăm începând cu un singur om, sau dacă e rănită, să o ajutăm începând cu un singur rănit. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta.